să-l susținem pe prietenul nostru Cirip și suntem foarte fericiți și emoționați pentru el. Nici nu ne-a dat 100 de euro ca să fim aici, așa cum am mai zis. Haideți să pară că o să fie bine. Ce a fost? E uniere cu lavandă. Ai făcut-o prin infuzia asta? Nu am făcut-o. Eu... Haide, stop, gătit! Stop! Mai avea și niște briz-brizuri. Bună, mă! L-am pus. A fost o tensiune foarte mare pe care am simțit-o. O chestie foarte, foarte neașteptată. Niciodată nu credeam că o să vin la emisiunea asta și să trec prin astfel de momente în preselecții. A fost un moment mai mult decât inedit, nu mă așteptam niciodată și nici nu am cuvinte să le pun acum încât să pot să exprim ce simt. A fost foarte tare, foarte tare. Dar ce ai simțit când ai plecat de acolo? Un soi de dezamăgire, dar nu atât de mare pentru că am mai trecut cumva prin asta. Viața mi-a mai dat și chestii mai bune și mai puțin bune și cumva sunt în stare să le accept și să mi le asum. Am făcut o greșeală, am zis, bă, ai făcut o greșeală, mergi mai departe, nu e nicio problemă, data viitoare cu siguranță o să reușești. O să fie Mădălin Masterchef România 2022? Aia zic! Are cotă bună, îi zic, pariați că Mădălin, dacă ne bogățim toți. Da, alea, pune la...